Primăria Năvodare a anunțat că în perioada următoare vor fi scoase la vânzare 64 de locuințe anele din oraș. Conform legii, chiriașii care locuiesc în aceste imobile vor avea dreptul să le cumpere. În prezent au loc procedurile birocratice care vor dura aproximativ 2 luni. Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, a precizat că în cazul locuințelor anele, prețul pentru un metru pătrat va fi cel mult 400 de euro. Astfel, un apartament de 50 de metri pătrați va ajunge să coste în jur de 18-20 de mii de euro. Cei care doresc să achiziționeze o asemenea locuință au posibilitatea de a plăti și în rate, dar cu achitarea în prealabil a unui avans. Chiriașii actuali sunt cei care au posibilitatea să cumpere. Noi vom decide ca plata să fie integrală, ori în rate, dar cu un avans de 15%, conform legii anele sau printr-un credit bancar, a declarat Florin Chelaru, primarul orașului Năvodari. Trebuie menționat faptul că cei care locuiesc în prezent în aceste blocuri în calitate de chiriași nu sunt obligați să cumpere apartamentul în care stau. Aceștia își pot păstra calitatea de chiriași atâta timp cât îndeplinesc toate condițiile legale.